Numai în primul război mondial, în România s-au înregistrat peste 620.000 de morți, răniți și dispăruți. Lor li se adaugă alți 800.000 de militari și civili pieriți în cel de-al doilea război mondial și alte câteva sute de mii din războiul de independență. În onoarea lor, peste tot în România, au avut loc slujbe de pomenire și evenimente militare. În Râmnicu Vâlcea, ceremonialul s-a desfășurat la Statuia Independenței de lângă dealul Capela. După cum vă este cunoscut, a fost aleasă această dată de 29 aprilie, ca ziua veteranilor de război, întrucât la 29 aprilie 1902, regele Carol I a instituit prin un alt decret calitatea de veteran de război pentru toți cei care luptaseră în războiul din 1877-1878 pentru cucerirea independenței de stat a României și supraviețuiseră acelor ani care au trecut de la acest eveniment istoric. Prin decret special li s-au acordat și unele drepturi, citesc din decretul respectiv, pentru ca fiecărui ostaș să îi se asigure liniștea pentru tot restul de viață. Permiteți-mi și mie să vă adresez dumneavoastră, veteranilor, pe lângă sau alături de acest cuvânt al domnului ministru, recunoștința și respectul atât al meu cât și al instituției prefectului, să ne gândim cu pioșenie la cei care nu mai sunt printre noi și care au făurit această istorie sub o formă sau alta și dumneavoastră, celor care sunteți în viață, să vă adresez multă sănătate, viață lungă și să ne întâlnim cu toții cu bine la o viitoare sărbătoare. Înțeleg că este prima ediție a acestei sărbători. O să mai avem și alte zile și să sperăm că la următoare vor fi într-un număr mai mare vâlcenii prezenți. Vă mulțumesc! Din păcate, puțini cetățeni au venit la Statuia Independenței la sărbătoarea dedicată veteranilor de război. Asta n-a împiedicat militarii să defileze prin fața celor prezenți spre bucuria asistenței.